găsit, dragi prieteni, la ultimul pariu european, ultimul însemnând că se termină această competițiune care a început și la noi și am găzduit 4 partide, nu că nu am mai vrea să ne întâlnim cu voi. Marea finală, Anglia-Italia sau, dacă vreți că ea sunt gentlemen, Italia-Anglia, ideea este că pe Wembley și tot cu regina. În 1966, când Anglia se califica în finala campionatului mondial pe care o și câștiga, și atunci și acum tot doamna era în funcțiune și asta cred că este un element important. Nu mai lungim, intrăm direct în elemente de coloratură. Ideea este că la un astfel de meci e clar că nu mai contează nici statistica, nici ceea ce s-a întâmplat înainte. E un meci important, e o finală de campionat european. O competiție pornită în 1960, s-ar fi împlinit 60 de ani anul trecut, că de-aia s-a și jucat în aceste 10 țări. Ca să aniverseze, a venit problema cu coronavirusul, s-a mutat și este campionatul european 2020/2021. Până la marea finală trebuie anunțată și promoția. Prietenii noștri de la n-am ce să fac, așa mă ia inima de fiecare dată la sumele astea mari. Prietenii noștri de la Unibet oferă în ultimul act, cum se spune, 10 premii a câte 50.000 de ron fiecare. 10 ori 50.000 de ron fiecare. Hai să vedem așa niște elemente de coloratură. Voi însă pariați responsabil. O luăm cu Italia, am mai discutat noi. 2018, primăvară, vine Mancini. Echipa de gringoladă nu e calificată la campionatul mondial. Pac, îi mai prind și portughezii pe final de an, prin septembrie undeva. Ultima înfrângere din istorie atunci. De atunci, oameni buni, Italia nu a mai pierdut în 33 de partide. Dacă le citim, aș mai face efectul. 27 de victorii și vreo 6 meciuri de egalitate, că îl punem și pe ăsta cu Spania. Într-adevăr, cu Spania, că mă doare și sufletul să vorbesc un pic, cred că să mai citesc încă lacrimile. Da, asta este. Pe două rânduri au stat tăticule. Au atacat Furihita Roja, au atacat băieții, a atacat Furia Roja, 70% posesie, 832 de pase genii, ăștia doar 300. Dar ideea e că la fotbal bată aia care la sfârșit sunt învingători, ca să nu mai lungim. A venit băiatul ăla cu Morata, nu mai contează. Da, Mancini a construit o echipă senzațională, au început, țineți minte că la primul meci, că acum am luat, că după război mult viteză arată că voi ați ținut cu italian. Țineți minte că am comentat noi că în prima repriză Italia-Turcia la meciul inaugural, raportul șuturilor la poartă a fost de 14-0 pentru Italia. Deci eu zic că o forță, italienii erau, din startul începutului vorba celor de la Divertis, erau favoriți. S-a demonstrat, au jucat și multe meciuri acasă, într-adevăr, dar acum merg la englezi. Au și cu Spania, hai să fim că au și transpirat o lecuță așa, au înădușit, dar ceea ce contează e că au ajuns în ultimul act. De partea cealaltă, și englezoii erau favoriți de la început. O echipă solidă, Nat Gareth Southgate, că ne-am și murdărit de engleză puțin pe la gură, a construit o echipă bună. Dacă Trippier n-are loc și Jackie Grealish, că iarăși n-a, e rezervă, înseamnă că echipa este într-adevăr a alergat Sterling, l-ați văzut. Danezii, ce să mai vorbim despre ei, toată stima, problemele cu Eriksen, două partide au început cu două înfrângeri, prima națională din istorie care iese din faza grupelor după două înfrângeri consecutive. Au jucat și acum în marea semifinală, pentru că este o mare semifinală, doar cu 10 oameni, pentru că la sfârșit ați văzut vreo 10-15 minute. Ăla s-a accidentat băiatul și nu mai puteau să mai facă schimbări, că le efectuaseră pe toate. Ideea este că și-au depășit condițiunea, cum ar spune Caragiale, Danemarca, dar Anglia mult mai bună. Hai să fim, nu ne apucăm noi acum, că sunt alții care să pricep să facă treaba asta, analiză. Dar mult mai bun. Cum Spania a părut, nu a părut, a dominat Italia, așa și că e un autogol, că e un penalti ciudat cu VIR, că nu mai e varul acum, nu mai comentăm. Italia-Anglia. În final. Dacă pentru voi contează lucrurile acestea, dar, v-am spus întotdeauna că noi nu dăm tot timpul, nu venim să spunem ăsta este pronosticul pe care trebuie să-l luați niciodată, nu dăm un verdict clar, ci doar jocuri așa de coloratură și de atmosferă, voi însă pariați responsabil, s-au întâlnit de 27 de ori până acum. Atenție, italienii au câștigat 11 meciuri, 8 rezultate de egalitate și 8 victorii englez. Cum era și al firesc, deși Italia era campioană mondială, la început, când au început ei să joace, de vreme, în negura timpului, primele 8 partide, Italia nicio victorie. Logic, doar ăștia inventaseră fotbalul. Apoi, în ultimile 7 partide, Anglia are o singură victorie. 7 partide însemnând încoace spre noi. S-au mai găsit, cred că, pe la un campionat, pe la două campionate europene, 1980 gol Marco Tardelli, nu mi-l aduc aminte că era micuț, adică italienii s-au opus, și după aia, în 2012, a venit Pirlo.
băiatul lui nenea Mircea Lucescu, copilul descoperit de mine Mircea Lucescu, și-a dat hap scărița aia frumoasă, o mai țineți minte, pe asta o ține minte. Dacă e tot ca element de coloratură, dar istoria nu joacă fotbal, intră 11 la 11 acum, să ținem minte că italienii nu au pierdut niciodată la un turneu major contra englezilor. 1990 la ei acasă au bătut, dacă nu mă înșel, cu 2-1 pentru locul 3 și apoi în 2014, de asemenea, tot Italia s-a impus și a ajuns până la urmă în faza următoare, eliminând Anglia. Dar așa cum ziceam, nu istoria joacă. Dragi prieteni, avem promoția de la Unibet. 10 ori 50.000 de roni fiecare. Intrăm pe unibet.ro, ne concentrăm. Mai e timp destul. Finala e tocmai duminică. Nu ne grăbim, nu ne agităm. Haide-mă că punem acum, că știm noi. Analizăm cu tot. Da, și gândim aceste jocuri, aceste pariuri, căutând și elementele pe care noi încercăm să vi le dăm aici. Italia-Anglia, o finală dorită de toți. Hai să nu o mai lungim, că dacă ar mai fi fost Spania așa mai departe, poate mai se e bun. Dar ideea era că o echipă mare trebuie să joace contra Angliei și doamne-doamne, le-a dat, doamne-doamnele fotbalistic, le-a dat Italia. Italia-Anglia pe Wembley, tăticule, ce să vrei mai mult. Mii de mulțumiri că toate acestea, cred că au fost vreo... Am purces la drum pe 11, pe una, o lună de zile. O lună de zile ați fost alături de noi la Pariu European. Vara nu se încheie, din contra ne pregătim și de alte surprize mari. Ideea este că pui pariu, dar pariul european se oprește aici. Aveți mare grijă ce jucați, ce pariați, responsabil, duminic. Mii de mulțumiri, sau până duminic, mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Nu uitați, regal fotbalistic. Să sperăm că așa va fi Italia-Anglia. Arrivederci e goodbye! La revedere, toate cele bune!